Eu stau la jumătate de metru de ei. Nu vă imaginați câtă tensiune și câtă emoție vine dincolo. Mamă, mamă, mamă. Vreau să vă spun un lucru. Să vă arăt un lucru. Sunteți extraordinari! Laura, Vasile, Conector, Pepe, Maria, ați ales? Ca de fiecare dată cu greu. Pentru că ce avem pe scenă e din ce în ce mai bun. Fiecare seară e o finală, să nu uităm asta. Pentru că există un singur câștigător care se duce în marea finală. E, aici e beleaua. Dar aplauzele sunt pentru toți, le merită. Păi dacă ați ales... cine să fie ăla care să anunțe câștigătorul? Să fie unul, el, ea? Tare, tare, că n-au tine! Fiecare, ce zic? Una Maria, Conector, Laura, Vasile, fiecare altceva! Eu zic să anunțe Maria... Pentru că, cum să spun, pentru că ea s-a certat cu noi. Da, da, da. Maria? Bravo, bravo. Bine, Maria! Ne-a contrazis, nu ne-am certat. Se poate fura în țara asta oricât. Aici e bogăția. Asta nu se poate fura niciodată. Ia uite-i. Da, încă o dată felicitări, da? Negru a pus acolo un singur trofeu care va merge în această seară către... Oh, bum, di, bum. Doamne, câte emoții aici! Dacă ați simți emoția de aici! Dumnezeule, ce copii! Foarte talentați! Ce țară! A început Next Star, doamnelor și domnilor! Dar nu mai lungiți! Nu mai lungi, Maria! Câte emoție! Un singur câștigător pentru marea finală, doamnelor, domnilor! Trofeul în această seară merge către Alexandru Teatru! Filmic, ești în finală, băi! Filmic, ești în finală, bravo, doamne ajută! Ai câștigat, bătrâne! Ai câștigat! Plânge, mă! Filic începe să plângă! Ești în finală, mare! Bravo, Edi! Bravo! Bravo, mă! Bravo! Bravo, mă! Bravo, bravo, mă! Bravo, mă! Toți sunteți foarte talentați! Bravo, frumoase! Foarte! În finală! Bravo, mă! Hai, mami! Hai, mami! Hai, mami! Hai, mami! Alex e un personaj în sine. Mi-a plăcut de când a pășit pe scenă, pentru că nici nu s-a dat rec la cameră și el deja făcea glume. E rolul vieții lui. Monologul plin de ironie și de caterincă frumoasă e viața lui. El așa e. De Alex o să auzim cu siguranță în anii ce urmează și ne vom mândri că l-am descoperit la Next Star. E un copil care merita să câștige și merita să fie în finală. E special, e bun, e haios, e frumos așa cu fizionomia lui, e interesant. Ne-a uimit prin dezinvoltura, prin dinamism, prin voioșie, prin, nu știu, dăruire. Mi s-a părut un copil foarte inteligent, adică conexiunile în căpșorul lui au mers foarte, foarte repede și, cum să spun, totodată a avut esență, a avut coerență, ne-a mirat. E un personaj. Alex este un personaj, sunt convinsă că toți colegii mei au spus același lucru, tot să spun eu. Este un personaj, îl ții minte, a improvizat foarte mult, ok, textul ca textul, l-a învățat, l-a memorat, a repetat mișcări, a repetat...
în momentele alea de improvizație, în momentele în care la secundă îți dăm un răspuns cum nu te așteptai și este foarte amuzant, acolo e talentul pur și neșlefuit. Și noi căutăm chestia asta. Nu numai că nu l-a copleșit prezența tatălui pe ecran, ba, în momentele alea, el, în două secunde, a calculat el cumva că trebuie să lege momentul de momentul lui și deja făcea fuziune de subiecte. E artist în toată regula, e un viitor mare actor de care România se va bucura, sunt sigur.